Cartea lui Rut, vom citi de la versetul 6 până la versetul 18 din primul capitol. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis: noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă, ia fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele mele ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul iarăși, au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, iar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis lui Rut: iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei, întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, vei merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Amin. Să ocupăm locurile. Suntem la studierea acestei cărți deosebite, cartea lui Rut, și tema din această seară, lecția a doua, am botezat-o trei văduve, trei destine. Cartea aceasta lui Rut începe cu o tragedie și se termină cu o victorie. Istoria este, de fapt, istoria unei transformări radicale a unei păcătoase pierdute într-o strămoșă a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Este istoria păcătosului urmărit de harul mântuirii a lui Dumnezeu. Povestea aceasta, așa cum am menționat joia trecută, care a fost numită de mulți cercetători de-a lungul istoriei, un prim roman, dacă vreți, o primă piesă de literatură excepțională. Unii au numit-o, așa cum am menționat, un fel de Cinderella, de povestea pe care toți o știți, cu fata aceea săracă care ajunge dintr-o dată să se căsătorească cu o prințesă, cenușăreasa. Rut este un fel de cenușăreasă care, dintr-o țară păgână, dintr-o lume pierdută, ajunge să fie în țara lui Israel, să se căsătorească cu un om remarcabil, cu Boaz, și apoi să devină o străbunică a lui David și apoi să intre în linia mesianică. Mulți dintre noi ne gândim că dacă niște oameni ar fi scris Sfânta Scriptură, nu, niște oameni fără inspirația lui Dumnezeu, ar fi evitat câteva nume din spița Domnul Iisus Hristos. Unul dintre numele pe care orice om l-ar fi evitat este această moabită, nu? Nu este niciun fel de cinste, nu? Că în spița Domnului Iisus Hristos apare o femeie străină dintr-un popor neales, nu? Ei, dar Dumnezeu nu gândește ca noi. Dumnezeu are planul lui de mântuire și El
când se uită la noi, nu vede ceea ce vede toată lumea la noi. El vede viitorul nostru. El vede devenirea noastră. Când Dumnezeu s-a uitat la Rut, a văzut că femeia aceasta, chiar dintre păgâni, are niște calități extraordinare și poate să devină o personalitate remarcabilă a istoriei Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Avem trei femei într-o situație absolut teribilă, nu? Trei văduve care, într-un fel, plătesc un preț îngrozitor pentru păcatul de a părăsi țara lui Iuda, nu? Țara lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și de a merge într-o împărăție a păcatului. Biblia spune despre Moab că el era ligheanul în care Dumnezeu se spală pe picioare. Ligheanul de spălat pe picioare nu era un vas prea de cinste considerat în Israel, ci era unul dintre vasele acelea de ocară, nu? Pe care îl foloseau mai ales sclavii. Și Dumnezeu așa vede Moabul ca pe un ligian în care se spală pe picioare. Înainte să analizăm un pic subiectul acesta, trei văduve, trei destine, femeile acestea trec printr-o perioadă de care nici unul dintre noi nu suntem scutiți. Unii deja au trecut pe acolo, nu? Există niște stadii emoționale, stadii emoționale pentru perioada de doliu. Când îți moare cineva, fiecare dintre noi vom trece prin aceste stadii de doliu. Iată ce zice Elizabeth Rose, o femeie care a studiat fenomenul acesta, care sunt aceste faze, aceste, de fapt, stadii prin care trecem atunci când ne moare cineva din familie. Spuneam că fiecare dintre noi am trecut pe aici și dacă nu ați trecut, o să treceți. Și adică, pentru că în seara aceasta avem de-a face cu trei văduve, trei femei care și-au pierdut soții, nu? Ar fi bine să regândim la aceste lucruri și să învățăm niște lucruri practice. O primă perioadă este negare. Nu vrem să credem, nu se poate. Este imposibil, nu e adevărat. Exact lucrul ăsta l-am simțit când a murit recent sora mea. De fapt, nici acum nu vine să cred, nu? Mi se pare că e acolo undeva, nu? Și nu e. A trecut dintre cei vii, a murit. Și îți vine foarte greu să crezi treaba asta, mai ales că era și mai tânără decât mine, nu? Primul lucru, îți vine să negi. Persoana aceasta care a plecat din viața ta, ți se pare că te-a pus într-o situație ireală. Nu este adevărat. Nu poate fi adevărat. Nu? Al doilea stadiu este o perioadă de furie. Sentimentele de furie, de frustrare, de neputință în fața morții, nu? Adeseori sunt îndreptate către noi înșine. Dom'le, de ce n-am făcut ceva mai mult? De ce ne-am rugat mai mult? De ce nu m-am dus la doctor? Cum ne-am lăsat să se întâmple așa ceva? Suntem supărați pe noi înșine. Suntem supărați pe ceilalți din jur. Ba, culmea, suntem supărați pe persoana care a decedat. Cum ne-a făcut așa ceva? Ne-a pus într-o stare în care suntem. Cum eu vă spun din experiența mea personală, am fost la mormântări în care cei care erau cu rudele mortului s-au răzbunat pe mine. Parcă eu eram vinovat de tot ce s-a întâmplat. Știți că la mormântări sunt foarte multe scandaluri chiar, nu? Între rude. Sunt reacții uneori bizare care vin din această mânie, din această furie, că de ce am ajuns noi în situația în care suntem? Nu? Cine devine? Alții sunt de vină, doctorii sunt de vină, eu știu, și mortul devine în ultima instanță, sau urmă pastorul, sau preotul, nu? Rudele. Apoi urmează o perioadă de negociere. Încercăm să găsim o soluție la situația în care suntem.
Nu numai că avem dorința să schimbăm cumva drama asta în care am căzut așa deodată, aproape că negociem cu Dumnezeu să facă o minune cumva. Știți că sunt unii oameni care cred că Dumnezeu să facă minune. Am avut o experiență cu cineva cunoscut foarte bine din România, care n-au vrut să-L înmormânteze, Domnule, că ei credeam că Domnul o să-L învie. Au negociat cu Domnul, au vorbit, s-au rugat, familia, copiii, nu? În final, când s-a făcut noapte și trebuia să plece lumea acasă, l-au înmormântat, dar i-au pus telefonul în secret că dacă învie, totuși să sune, nu? Mulți dintre dumneavoastră ați auzit fraza asta, mai ales în filmele americane, nu? Saved by the bell. Salvat de clopoțel, de clopot. Știți unde vine? În cimitirile americane, foarte câteodată, adică să, nu știu dacă cât de des, dar se întâmpla să mormeteze oameni care nu erau morți încă. Li se părea că sunt morți și imediat, în perioada aceea, cum nu erau frigidere și pompe funerale și așa mai departe, înmormântau omul în aceeași zi. Când a murit, îl înmormântau. Ei, de multe ori ăsta se trezea după ce l-au mormântat și atunci de mâna omului lega o sfoară și într-un stâlp undeva aproape era un clopot, era un clopot. Și în așa fel era făcut mecanismul ăsta, că ăsta dacă se trezea, trăgea clopotul. Și atunci lumea din apropiere, din sat, veneau, îl dezgropau și salvau mortul care nu era mort. Nu? Saved by the bell. Asta este din istoria Americii. Negociere, partea asta de negociere. Am face orice să rezolvăm cumva pozitiv situația asta nepraznică în care am căzut. Stadiul numărul 4 este depresia. Se lasă peste noi o tristețe profundă, ne pierdem interesul pentru orice activitate, pentru activitățile obișnuite, ne retragem din societate, uneori nu mai venim nici la biserică. Ni se pare că suntem singuri, abandonați, prea răniți de ceea ce s-a întâmplat, nimeni nu ne înțelege, ne supără toți oamenii care zâmbesc și râd și sunt bucuroși, nu? Și am vrea într-un fel să-i pedepsim pe ăștia că sunt prea bucuroși că noi suntem așa de necășiți. Starea asta de depresie ne face deci să ne retragem din societate, din relațiile care noi le avem. În final vine acceptarea. Asta vine greu, la unei foarte târziu. Acceptăm această realitate cumplită care a dat peste noi, nenorocerea asta care a venit peste noi. Începem să ne gândim la modalități de a continua viața, să vedem ce facem, ce putem repara, ce se va întâmpla de azi înainte. E bine să știm lucrurile astea pentru că o să trecem prin ele, dacă n-am trecut. E bine, aceste trei femei sunt deja în asemenea situație și au pierdut fiecare din ele bărbații. Odată cu bărbații și-au pierdut și averile, și-au pierdut sursele de venit, pentru că nimeni nu angaja femei, mai ales și văduve, nu? În timpul acela, într-o țară ca și Moabul. Și femeile acestea sunt absolut devastate de situația în care ele au ajuns. Dar haideți să ne oprim la prima dintre ele, dintre aceste văduve, o văduvă înfrântă, zdrobită de viață, și asta este Naomi. Naomi este imaginea unui copil al lui Dumnezeu zdrobit de povara greșelilor și a păcatelor lui, care s-a îndepărtat de Domnul, s-a îndepărtat de împărăția lui Dumnezeu, l-a ajuns păcatul acestui abandon și acum este zdrobită de rezultatul păcatului ei. Cauza înfrângerii lui Naomi o găsim în versetul 13, partea finală. Nu, fiicele mele, zicea ea,
Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Este foarte lămurită acum că ea suferă, pentru că mâna Domnului s-a atins de ea. Ea a luat o decizie împreună cu bărbatul ei greșită și este mâna Domnului la lucru. Există întotdeauna un preț foarte mare de plătit pentru păcatele noastre. Mulți dintre noi, atunci când suntem în fața unei ispite de a păcătui, nu ne facem socotelele bine. Cineva a zis că păcatul te duce mult mai departe decât ai vrea tu să mergi și îți va cere un preț mult mai mare decât ai vrea tu să plătești pentru păcatul ăla. Și întotdeauna prețul este mult mai mare și este neevaluat corect de către fiecare dintre noi. În Galateni 6:7, cuvântul Domnului spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dacă ai abandonat împărăția Domnului și te-ai dus la păgâni, vei secera suferință dintre păgâni. Asta s-a întâmplat cu această familie care, de dragul câștigului material, au abandonat împărăția Domnului și s-au dus într-o împărăție păgână. Să știți că nu va rezulta niciodată nimic bun din întoarcerea în lume a unui copil al lui Dumnezeu. Uitați-vă, pentru că fiecare dintre noi avem experiențele cu rudele noastre, cu cunoștințele noastre. Oameni care au întors spatele lui Dumnezeu la un moment dat. Îi știți bine. Unii sunt parte din familiile noastre. Uitați-vă la destinul lor și la ceea ce au urmat. Niciodată n-a ieșit nimic bun când am întors spatele lui Dumnezeu și împărăției sale. Și asta este cauza înfrângerii acestei femei. Ea este absolut devastată, pentru că ea știe foarte clar că este mâna lui Dumnezeu acum întinsă împotriva ei. Este și o înfrângere totală. Practic este o înfrângere totală. De la versetul 8 spune așa: duceți-vă, întoarceți-vă, mergeți înapoi acasă la poporul vostru, la rudele voastre, spunea ea. Spunea Naomi. În versetul 13 ea zice așa: nu fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi. Sunt de fapt înfrântă total. Am pierdut tot. Mi-am pierdut țara, mi-am pierdut credința, mi-am pierdut relația mea cu Dumnezeu și acum Dumnezeu e împotriva mea. Mi-am pierdut bărbatul, mi-am pierdut casa și sursa de existență, nu mai am nimic. Sunt înfrântă totală. Pe măsură ce asculți cuvintele lui Naomi, poți vedea cu ușurință că ea este complet învinsă și lipsită de speranță. Nu mai există niciun fel de speranță pentru ea. A pierdut soț, copii, agonisea la unei vieți. A pierdut tot. S-a dus într-o țară care n-a fost binecuvântată de Dumnezeu niciodată și Dumnezeu a fost împotriva acelei țări. Dacă deschideți cartea Domnului la Numeri 21, versetul 29, acolo este o cântare foarte interesantă. La o fântână în care Dumnezeu a binecuvântat poporul său să aibă apă din belșug, au cântat. Evreii întotdeauna când aveau o biruință, produceau o cântare și cântau Domnului. Și în cântarea aceea există un verset care se referă la Moab. Vai de tine, Moab! Ești pierdut poporului Chemoș. Chemoș era zeul acela în burta căruia se ardeau copiii de vii pe vremea aceea. El a făcut pe fiii lui fugari și pe fetele lui le-a dat roabe lui Sihon, împăratul anamoniților. Așa cântau evreii despre soarta lui Moab. Dacă ne uităm la
Beata Naomi, ea nu mai are nicio speranță pentru ziua de azi. La versetele 8 și 9, ea spune foarte clar. Nu am cu ce să mai am grijă de voi, zice ea, nici de mine. Nu mai am niciun fel de resurse pentru ziua de astăzi. Nu mai are venituri de unde să le adune, să-și plătească locuința, să-și întreține viața. Nu mai are nimic afară de Domnul. Singurul care i-a mai rămas a fost credința în Domnul. Ea nu-și dă seama acum, dar El este întotdeauna mai mult decât suficient. Domnul, întotdeauna, dacă l-avem pe Domnul, n-am pierdut credința în El, n-am pierdut nimic, zicea cineva. Dar Naomi n-are nicio speranță nici de viitor. Nimic pentru ziua de mâine. Chiar și viitorul ei este sumbru. Nu mai are soț, nu va mai avea fii, nu are nimic de așteptat în viața aceasta decât durere, durere pentru prețul plătit de păcatul în care a căzut. Când vorbește despre viitor, vorbește despre legea căsătoriei. Ea, foarte interesant, ea gândește foarte materialist. De fapt, materialismul ei a dus-o între păgâni. A vrut să o ducă bine, nu? Și nu poate gândi decât materialist. Le spune fetelor, acum și dacă m-aș duce să mă căsătoresc, nu? Noaptea asta, dacă m-aș culca cu un bărbat și aș face fii, ați aștepta voi până cresc ăștia mari, pentru că în legea Domnului era o poruncă. Nu? Iată ce spune Deuteronom 25:5. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri, fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca și cumnat. Pentru că era legea aceea de a păstra averea împreună și a păstra clanul împreună. Și ea nu poate gândi decât soluția pentru fetele astea rămase și ele văduve, femeile astea, este să se căsătorească ea, să aibă copii și să se mărite. Și asta este, nu face sens. Eu sunt bătrână, zicea ea, nu mă mai pot mărita din nou și chiar dacă aș face-o, zicea ea, ați mai avea voi răbdare să așteptați până cresc ăștia mari? Nu? Și atunci soluția ei, modul ei de a gândi foarte materialist, este, fetelor, nu există speranță pentru viitor. Nu există soluție pentru viitor. Dacă ne gândim la consecințele acestei înfrângeri, nu, a lui Naomi, în primul rând le încurajează pe aceste două nurori să se întoarcă acasă, să se întoarcă la zeii lor păgâni, la religia lor, la credința lor, la părinții lor. Ea le spune că o să le fie mai bine în Moab, nu? Rămâneți cu zeii voștri în Moab. Foarte, foarte greșit de a gândi, dar este o femeie disperată și singură. S-ar putea să nu fim acceptați în Israel, zice ea, ar fi bine să mergeți să vă găsiți bărbați de soiul vostru, de felul vostru, după voi, de religia voastră, de nația voastră, de limba voastră, de cultura voastră, nu? Ea și-a pierdut toată capacitatea de a fi un martor puternic pentru slava lui Dumnezeu. Nu este capabilă acum, în durerea aceasta care o are, să le spună despre Domnul, despre mântuire, despre salvare, nu? M-am bucurat că în seara aceasta frații au insistat la ora de rugăciune să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Dar iată, în situații din astea disperate, la necaz, la durere, s-ar putea să nu mai vedem soluția mântuirii și să ne gândim numai la modul materialist de rezolvare a lucrurilor. Naomi e dovada că un credincios trist și bolnav de păcat este o reclamă proastă pentru Evanghelie. Ăștia nu fac evangelizare și sunt o reclamă
proaste pentru ea, pentru Evanghelie. Niciun copil al lui Dumnezeu n-ar trebui să se facă vinovat de împiedicarea altora să vină la Domnul. Ar trebui să îi îndemnăm să vină la Domnul. Probabil că dacă Naomi ar fi avut mai multă credință, ar fi putut spune: fetele mele, veniți acasă, noi avem un Dumnezeu mare, care ne-a purtat de grijă o istorie întreagă. Fetelor, ne-a scos din Egipt când eram sclavi, 400 de ani. A despicat Marea Roșie și ne-a dus. Și o să ne poartă de grijă, fetelor, mergem că Dumnezeu este cu noi. Ea nu mai are putere să facă asta. Este o femeie zdrobită complet de suferința prin care ea a trecut. Dar să mai mergem la altă văduvă. Aici e bine, aș vrea să vă dau două versete care țin foarte bine de subiectul ăsta. Filipeni 1:27, care spune așa: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că sunteți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Pavel spune, indiferent vin sau nu vin, dar rămâneți tari, indiferent ce se întâmplă. Și puneți suflet în lupta aceasta de a răspândi Evanghelia Domnului Iisus Hristos la alții. Un alt verset foarte frumos este din Matei 5:13-14. Ar trebui să nu uităm niciodată, acestea sunt cuvintele Domnului Iisus care vorbesc despre noi creștini. Și Domnul spune, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Veți trece prin vremuri grele, veți avea suferințe în lume, dar aceste două lucruri să nu le uitați niciodată. Sunteți sarea și lumina acestei lumi. Răspândiți lumina Domnului în orice situație. Iată, am avut aici pe Rut, pe Naomi, care nu a știut și n-a putut în suferințele ei să răspândească lumina și să călăuzească pe aceste două femei spre țara promisă. Dar haideți să ne uităm la a doua văduvă. Este o văduvă tristă și gata de plecare. Orpa este o imagine a unei persoane pierdute care se uită la lucrurile lui Dumnezeu și se întoarce la o viață de păcat fără să le creadă sau să le îmbrățișeze. Știe despre țara promisă, vede direcția pe care merge Naomi, aude despre țara lui Israel, dar ea se întoarce înapoi la zeii ei, la credința ei și la împărăția ei, dacă vreți. Respinge împărăția lui Dumnezeu și se întoarce la împărăția Moabului. S-a întors la rudele ei, spune Biblia. Adesea legăturile de familie și afecțiunile sunt o piedică în primirea Domnului și a mântuirii. Sunt oameni pentru care opinia altora, părerea altora și mai ales a familiei este extrem de importantă. Ce o să zică mama? Așa spunea un coleg de-a meu când tot îl chemam la biserică. Pe urmă a început să vină cu noi la biserică, dar când îl puneam la post, nu? Eram studenți și ceilalți colegi de-ai noștri știau că pocăiții postesc. Și posteam uneori 2-3 zile pe săptămână și fără să vreau. Pentru că zicea, ia de pocăitul, ia de cartela încoace. Zice că voi pocăiți, voi postiți, nu-i așa? Păi poți să-ți spui că nu postești. Îi dădeam cartela și nu mâncam în ziua aia. Și îl convinceam și pe prietenul ăsta nostru să vină cu noi, să postească și el, să dea și el cartela. Spunea, dar ce o să zică mama când o să mă vadă, nu? O să fie slab când merge acasă, așa, nu?
La mulți oameni, părerile părinților, a familiei, a rudelor, a prietenilor sunt extrem de importante. Ce o să zică ăia dacă aud că noi plec în Israel cu tine acum, plec în Iuda? Nu? Ce o să zică rudele noastre? Ce o să zică rudele noastre când am aflat că ați votat cu Trump? Nu? Foarte ciudată e lumea asta. Foarte ciudată, nu? Zicea unul că o să nu mai are cu cine să facă sărbătoarea de Thanksgiving acum, că toți sunt supărați cu el că a votat cu Trump. Nu mai vin la curcan. În al doilea rând, femeia asta se întoarce la religia ei. Este evident, chiar și după ce a auzit, nu? Și a văzut mărturiile, a auzit mărturiile despre Dumnezeul lui Israel, nu? Ea se întoarce la zeii ei. Ei, zeii aceștia, sunt încă obiectul iubirii și devotamentului ei. Ea nu și-a legat sufletul încă de Dumnezeul lui Israel. În al treilea rând, ea s-a întors la realitatea ei de până acum. Orpa nu ar fi fost niciodată fericită în Israel, pentru că ea are tot Moabul și toată religia Moabului în ea. Data trecută am menționat că pe Oprah, asta de la televiziune, a chemat-o de fapt Orpa. Probabil niște părinți care au căutat un nume în Biblie fără să citească exact contextul, nu? Că dacă ar fi citit exact despre ce vorbim, nu cred că i-ar fi dat numele ăsta. Dar i-a dat numele Orpa și asta și l-a schimbat în Oprah. Nu? Când o vedeți la televizor, să știți că asta este o Orpa. Are încă Moabul în ea și religia Moabului. Orpa este o imagine a acelei persoane, nu? Care aude, știe despre Domnul, dar care se întoarce înapoi la viața ei din Moab. Ea este încă complet legată de Moab în toată inima ei. Este tragedia unui membru al familiei noastre, eventual, pe care l-am declarat pierdut. Nu? Unii dintre noi plângem și ne rugăm ani de zile pentru câte o Orpa din asta, care într-o zi a întors spatele și s-a dus înapoi la Moabul ei. S-a întors înapoi la păgânismul și religia iubirii de sine în care ea a crezut. Dar mai este încă o văduvă și asta se pare că ne schimbă toate imaginile negative de până acum. Este o văduvă tristă care este gata de plecare, gata de o schimbare radicală în viața ei. Ruth este imaginea acelei persoane care s-a îndepărtat de lumină și nu se mai aude niciodată de ea. Destinul ei veșnic nu este greu de imaginat. Vorbesc tot despre Orpa aici. Iată ce spune Psalmul 9:19. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Și acum, haideți să vorbim ceva despre văduva aceasta care ia o decizie radicală. Spuneam că ea este imaginea acelui păcătos pierdut, care se uită la lucrurile lui Dumnezeu și le crede, le primește prin credință. Ea intră în familia lui Dumnezeu și se angajează total să-L urmeze pe Domnul pentru totdeauna, pentru tot restul vieții ei. Renunță la trecut, renunță la relațiile ei, la rudele ei, la credința ei, renunță la tot. Se duce după credința pe care a primit-o în inima ei. Rut decide să urmeze pe Naomi, versetul 16. Eu am folosit de multe ori la nuntă cuvintele astea, pentru că sunt atât de extraordinare. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu.
Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facând Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Cuvintele acestea sunt absolut remarcabile, de neuitat. Asta le spune un suflet hotărât până la moarte să-și urmeze destinul extraordinar pe care l-a primit acum prin credință. Chiar dacă Naomi nu mai are nimic să-i ofere, orice s-ar întâmpla, Rut decide că o să urmeze pe Naomi în țara de unde vine ea. Este absolut evident că ceva sau cineva a lucrat în inima acestei femei. Și aici, în mod indiscutabil, este Duhul lui Dumnezeu care a schimbat inima acestei femei. Rut este dovada pozitivă că Dumnezeu va vorbi inimilor păcătoșilor, indiferent de ceea ce face poporul său, indiferent ce fac ceilalți. Dacă soacra sa nu vorbește, nu, mai degrabă o respinge, mai degrabă dă soluții greșite, nu? Duhul lui Dumnezeu a vorbit inimii ei și este gata să ia o hotărâre radicală și să meargă până la capăt. În al doilea rând, Rut decide prin credință. Ea adoptă nouă familie și un nou domn pentru viața ei. Ea zice așa, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde mergi tu, mergi și eu, țara ta va fi țara mea. Mă voi identifica întru totul cu împărăția în care tu te duci. A primit o viață nouă și un domn nou în viața ei. Totul se schimbă la calvar, totul se schimbă la întâlnirea cu Iisus Hristos. Nu mai suntem același. Rut decide în sfârșit, versetul 17, facă-n Domnul ce va vrea, deci eu nu știu viitorul, nu știu ce se va întâmpla, sunt gata să accept hotărârile lui Dumnezeu pentru viața mea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Mă voi duce până la capăt. Este decizia mea finală. Ea își asumă un angajament total care se extinde până la moarte. Până la moarte. Ea dedică fiecare secundă a fiecărei zile rămasă umblării ei cu Dumnezeu. Pentru ea nu mai poate exista o întoarcere înapoi, nu mai privește înapoi, ea se uită numai înainte și a făcut o alegere pentru întreaga ei viață. De aceea Rut rămâne exemplul acela a omului care atunci când găsește împărăția lui Dumnezeu, o primește cu toată inima, se întoarce la Dumnezeu și schimbă viața pentru totdeauna. Este exemplul pocăinței adevărate. În concluzie, câteva afirmații. În textul acestei cărți găsim trei văduve la fel de nenorocite. Toate au aceeași nenorocire, una mai nenorocită ca alta. Dar își aleg trei destine total diferite. Trei femei cu același necaz, aș putea spune, dar își aleg trei direcții în viață foarte diferite. În primul rând, Naomi este pocăitul care se întoarce din rătăcirea lui și se întoarce înapoi la Domnul. Se întoarce înapoi acasă. Părăsește lumea păcatului, părăsește Moabul, vine în împărăția lui Dumnezeu, vine înapoi în împărăția laudei la Iuda, se întoarce la casa pâinii, la Betleem, vine înapoi acasă după ce a rătăcit ani de zile în păcat. Orpa este pierdutul care respinge împărăția întorcându-se la idolii lui. Știe despre ea, are invitație, știe direcția, dar el întoarce spatele și se duce la idolii lui. Rut este
păcătosul care alege să pășească prin credință spre țara promisă. Iată trei destine. Un pocăit rătăcit care se întoarce și se împacă înapoi cu Dumnezeu, vine acasă, vine înapoi la biserică. Am fost într-o biserică de la țară și țin minte că s-a stins curentul, că așa făceau comuniștii pe vremea aceea, luau curentul când aveam evangelizare și atunci frații au prins câteva lămpi, au pus una pe masă, nu mai vedeam de lampa aia pe nimeni. Și în predica mea am zis o frază și sunt convins și m-am lămurit că de fapt a fost inspirația Domnului atunci. I-am zis, fraților, ce o să faceți dacă vine Ion la voi și o să zică, eu vreau să mă întorc înapoi, că m-am lăsat de pocăință, vreo 10 ani de zile am umblat în lume și am fost un bețiv ordinar. Dar am copii și vreau să mă întorc la Dumnezeu, poate Dumnezeu are milă de mine și de copiii mei. Ce o să ziceți? O să ziceți, ei, tu te întorci ca și cățelul, câinele ăla, la ce-o vărsat, nu? Ca și porcul ăla. Așa o să vorbiți cu el. Ar trebui să aveți milă de el, dragoste, să-l primiți pe Ion ăsta. Am simțit eu că s-a produs în biserică așa o mișcare și n-am știut ce se întâmplă, dar la urmă comitetul bisericii a vrut să stea de vorbă cu mine. M-au dus într-o cameră separată și m-au întrebat, zice, de unde știi de Ion? Nu știam de Ion deloc. Care e Ion? Păi zice, ăla de care ai vorbit. Zice, pentru că ăla a venit alaltă ieri la noi, la comitet, și a zis exact cuvintele astea, că vrea să se pocăiască, că are copii. Și voi ce a zis? Și un om a început să plângă, zice, eu am zis aia cu câinele, zice, și cu porcul. Ar trebui să avem grijă, pentru că s-ar putea păcătosul ăsta, nu? Să aibă nevoie de cuvinte de încurajare să se întoarcă din rătăcirea lui, nu? Naomi. Păi, Naomi, dacă ar fi auzit, de fapt, ea nu știa nimic ce se întâmplă, auzind numai că este pâine acasă, nu? Și bănuia ea că nu o să fie cuvinte prea frumoase să fie întâmpinate de cetățenii abandonați, de biserica părăsită, nu? De frați. De-aia nu prea avea speranțe deloc de viitor. Dar extraordinar este că Naomi găsește totuși niște femei care se bucură că a venit Naomi acasă și ea zice, nu mai îmi spuneți Naomi plăcuta, nu? Femeia aia frumoasă. Spuneți-mi mara amărăciune, că sunt plină de amărăciune. Dar au primit-o bine, frații. De ce ar trebui să avem milă față de oaia pierdută, nu? De rătăcitul acela, du-l la biserică, nu? Țin minte că la Chicago odată a intrat un homeless în biserică și imediat s-a făcut un gol mare, toată lumea a fugit de lângă el. L-au lăsat singur, săracul. Și un ușier a venit până la mine la amvon să mă întrebe ce fac, frate, că îl scot afară sau nu. Eu mă gândeam cum să-l scot eu afară pe ușierul ăsta, că ăsta trebuie să primească pe păcătos, nu să-i scot afară din biserică, nu? Dar asta nu mirosea faină, domnule. Vă dați seama, era un homeless, era un om al nimănui, mirosea rău, nu mirosea a penticosteală români, parfumați bine, vin la biserică, nu? Scoatem afară pe ăștia. Ar trebui să avem mult mai multă milă față de aceste Naomi care vor să se întoarcă acasă. Dacă nici în biserică nu găsești dragoste și înțelegere, unde o mai găsești? Orpa este pierdutul care respinge împărăția și pleacă înapoi la idolii ei. Rud este păcătosul care hotărăște să pășească prin credință. De mână, de braț, Naomi și Rut pornesc pe drumul întoarcerii la Domnul în țara lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
Rămân în urmă moartea, regretul, înfrângerea, întunericul disperării, singurătatea. Lasă totul în urmă. Rămân în urmă trei morminte care vor aminti de o durere trecută, lăsată undeva departe, într-o țară îndepărtată de Dumnezeu. Și ultima afirmație pe care vreau să o fac este: creștinismul autentic este un angajament total. Este angajamentul unui erud care spune cuvintele acestea remarcabile: Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei locui, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Facă în Domnul ce o vrea, nimic nu mă va despărți de El și de împărăția Lui. Asta este creștinismul autentic. Este un om cu un angajament total și pe toată viața. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Asta înseamnă să-și lași țara, să-și lași rudele, să-și lași idolii, obiceiurile, tradițiile, absolut tot, să-ți iei crucea, să-și ia crucea și să mă urmeze, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Până aici lecția noastră din această seară, haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului și dacă aveți pe inimă pe cineva care ar trebui să se întoarcă, dacă aveți pe cineva care este încă într-o țară străină, rugați-vă Domnului în rugăciunea aceasta, spuneți-i numele ca Domnul să-și aducă aminte și Domnul să dea mântuire tuturor. Amin.